Da. Deci, pe de profesor avea și vocație de artist. Și aici a recitat foarte frumos, însă și cântă foarte frumos. Nu prea ai citit așa pe mic cu ecran sau știu eu ce, dar noi am mai cântat pe aici colea și, într-adevăr, putea să fie om de operă. Dar asta a fost viața, oricum. A avut o evoluție culturală, artistică, dar și intelectuală de mare excepție. Și la Facultatea de Teologie, și la Ministerul Cultelor și Culturii, sau Cultelor mai ales, și la Trinitas TV, și în relații interumane între noi, și așa mai departe. Prezența lui și a celorlalți colegi mei de aici a fost benefică pentru toți, cred. Mulțumesc pentru timpul acesta care vi l-ați asumat, acordat pentru această conferință, care a avut 5 vorbitori, trebuie să fie 6, aceasta le-a avut alte probleme. Eu oricum am depășit cam tot timpul din lume. N-am putut, credeți-mă, să le urmăresc pe toate într-un mod, nici poate nici Părintele Stares, poate nici Părintele Mitropol, poate nici eu, poate nici Părintele Floriști. Toți am avut o mică nemulțumire că într-o conferință vrei multe și faci cât poți. Dar părerea mea sinceră este că totuși a reușit conferința, fiecare cu partea lui a spus ceva care o să rămână în istorie. Această, ca ultimă știre, această conferință a fost realizată live. Deci este acum pe toată planeta, nu doar în România, în eparhia ortodoxă. Am mai spus și eu câteva lucruri care poate le-am spus cu patos, dar le-am spus cu toată inima, deci n-am mințit nici ce am spus. Nu pot să cred că am spus o minciună, am spus adevărul pe față, v-am spus de soarta României care este la muche. Și să sperăm că vom ieși prin acești mari mărturisitori, mă refer în mod special la Brâncoveni, din această situație dramatică în care suntem astăzi. Noi acum cântăm, dansăm, e bucurie mare, dar după cortină este jale. Să ne rugăm la Sfinții Brâncoveni, să intervenim la Bunul Dumnezeu și la Maica Domnului să ne salveze. Vă mulțumesc pentru această întrevedere, pot să-i spun întrevedere, putea să fie și mai multă lume, vă mulțumesc și cu atât, oamenii m-au înțeles cât au putut. A fost inima, eu puteam să fac ieri, ieri am venit, nu? Ieri, ca să da, ieri. A avut două incidente foarte urâte. Unul a fost așa, era o de mașină. Dar unul era cu un accident destul de grav, care putea să-l facă în județul Brașov, venind cu încoace. Celalți colegi au venit cu mari sacrificii de la București, cu microbus, cu microbusul singur. Au venit pe diverse rute, unii pe Valea Prahovei, Florin, pe Valea Rucă-Brea am venit și eu. Eu am prins o zi înainte mai bună, eu am imercus pe joi. Dânsul a venit joi spre vineri. Și a fost puțin mai neplăcut, dar la mine a fost neplăcut că eu am fost neatent, obosit, căldură foarte mare și ați mai izvesc de un Audi 6 la o intersecție în Zărnești. Dumnezeu, acolo a fost degetul Dumnezeu. Așa, ca să vedeți. E un mare sacrificiu să faci chestiile astea așa peste munți, peste voi, peste timp, de fapt, și puțin să înțeleagă că nu ne facem de hopa mitică la o cărciumă. Astea sunt lucruri care se fac foarte rar. Eu am făcut acum 10 ani, pentru un deceniu la această, e o carte pe aici, doar să o arăt, e un corpus cu o parte din conferință și Florin, aici, domnul profesor, Părintele Florin Cerbănescu, printre alții, mai noi cred că suntem din echipa asta de aici care a fost, dar au fost și mulți academici care acum nu mai sunt în viață, cu pricina această carte. Vă mulțumesc! Cred că o să fie benefic pentru cei care o să ne vizioneze, care ne-au vizionat și chiar acum, probabil, dacă mai este în live, cu ajutorul local și ortodoxe, pot și ierarhii noștri și preoții cei care vor să afle despre Brâncoveni și despre ce a însemnat secolul acesta 18 prin moartea martirică a brâncovenilor și a Sfântului Ianache, să fie o mărturie peste timp. Să ajute Dumnezeu să facem ce trebuie ca să ne mântuim. Vă mulțumesc frumos!